O investigație RISE a scos la iveală o adevărată fabrică de știri false în Moldova. Printre cei implicați se numără angajatul postului de televiziune TV8, Corneliu Ababi. În ultimii 4 ani, bărbatul a creat 10 de site-uri pe care erau publicate fake news-uri. Potrivit investigației, multe dintre portalurile cu știri false au fost create de Corneliu Ababi, care până acum era editor de imagine la TV8. Reporterii de investigație au scris că acesta a lansat majoritatea site-urilor în 2016-2017. Unele dintre ele ar fi fost abandonate sau suspendate ulterior, iar în locul lor au apărut altele noi. Printre ele se numără actualnews.info, actualnews.site sau ziarulmoldovei.site. În total, jurnaliștii RISE au identificat 27 de portaluri care foloseau numărul unic de identificare utilizat de Corneliu Ababi. Reporterii au reușit să discute cu acesta. El le-a spus că portalurile au fost create în scopuri financiare și a precizat că nu scrie știrile false, doar administrează partea tehnică. Drept răspuns la articolul RISE, TV8 a anunțat printr-un comunicat de presă că a reziliat contractul cu Ababi. Totodată, instituția media condamnă cu vehemență crearea, scrierea și distribuirea articolelor ce conțin informații false și se desociază de astfel de acțiuni. Anterior, SIS a blocat 52 de site-uri care au difuzat știri false legate de subiectul COVID-19.